Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu ajutorul Domnului să continuăm cea de-a doua parte a lecției noastre despre cinste, reamintindu-ne mai întâi ceea ce am împărtășit acum o săptămână. În ce privește domeniile în care noi trebuie să fim cinstiți ca și comportament, aminteam domeniul lucrurilor materiale, în a fi corecți, în a fi drepți, cinstea în domeniul purității fizice, în ce privește păstrarea castității și a demnității fiecărui individ, cinstea în domeniile social, politic, în vorbirea noastră, în documentația care o facem, în tot ceea ce noi activăm. Și apoi aminteam cinstea în domeniul slujbelor spirituale, în a fi corecți înaintea lui Dumnezeu și față de frați în toate domeniile din biserică. Din acest punct de vedere, existând oameni cinstiți și oameni necinstiți, trecusem apoi la cel de-al doilea punct și anume a cinsti, a oferi cinste. Și aici am abordat doar cinstirea care îi se cuvine în primul rând lui Dumnezeu, cinste care îi acordă cerul întreg, cinste care îi se atribuie și Fiului, și Tatăl și Fiul cinstindu-se între ei, am găsit scris în Scripturi, cinstea aceasta dându-i-o Domnului prin viața noastră înaintea Lui, prin prezența noastră aici, prin felul în care stăm înaintea Domnului, prin felul în care Îl lăudăm, prin felul în care ne dăruim din punct de vedere financiar, iar necinstea ar consta într-o viață și într-o slujire păcătoasă. Orice păcat îl necinstește pe Dumnezeu, și cu atât mai mult când cineva își permite să și slujească într-un mod păcătos, necinstind numele Domnului. Dorim să trecem la următoarele domenii în care noi trebuie să acordăm cinste, sau mai exact la alți subiecți cărora trebuie să ne adresăm corespunzător, amintind acum cinstea pentru familie. În Exod, capitolul 20, în Decalog, figurează la numărul 5 pe listă, versetul 12, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și apostolul, amintiți-vă că reia porunca aceasta, spune că este însoțită de o făgăduință. Se leagă între ele cinstea care o acordăm lui Dumnezeu ca și tată și creator și cinstea care o acordăm părinților noștri, ca unii prin care am venit în viață, ca unii care au îngrijit de noi. Chiar Dumnezeu spune prin prorocul Maleahi în capitolul 1 al profeției, afirmând dreptul acesta al părintelui la cinste, 1:6, un fiu cinstește pe tatăl său. Au fost vremuri în istorie când generațiile n-au dat cinstea cuvenită părinților lor și Dumnezeu chiar a recurs uneori la pedepse, chiar conform cu absența făgăduinței, cu lungimea vieții. Chiar în timpul Domnului Iisus, este amintit în Matei capitolul 15, că oamenii își motivau într-un fel absența cinstei, concretizată acolo prin absența grijii. 15 cu versetul 4-6. Căci Dumnezeu a zis, și Domnul reia porunca, sub incidența pedepsei. Dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau maimei sale, oricu ce te-aș putea ajuta? L-am închinat lui Dumnezeu. Adică ei se disculpau de obligația de a-și ajuta părinții, spunând că nu pot, că anumite lucruri, chiar materiale, ei le-au donat bisericii și acum n-au cum să mai vadă de părinți. Și nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Dacă Dumnezeu a împărțit cinstea și cu fiul, să știți că din punct de vedere al familiei a împărțit cinstea și cu părinții. Dumnezeu nu este mulțumit doar să-l cinstim pe el și nu poate fi cineva un bun pocăit dacă nu își cinstește părinții. Chiar dacă ei sunt nepocăiți, chiar dacă ei sunt bătrâni, chiar dacă sunt mai puțin educați, nici noi nu vom fi mai aproape de nepoții noștri decât suntem noi față de bunicii noștri, oricare ar fi situația. Cinstea trebuie dată părinților. Și fericii de copiii care o dau, și nu mai trebuie să spun eu vai,
că vaiul va veni din oficiu peste cei care nu își cinstesc părinții. Tot în domeniul familiei, deschideți la 1 Petru capitolul 3, ceva ce are legătură și cu cinstirea față de părinți, este cinstirea între cei doi soți. Dumnezeu a dat fiecare persoană demnitate, fie că e bărbat, fie că este femeie. 3:7, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii. Și versetul 6, chiar dacă nu este trecută sub titlul de cinste, se înțelege foarte clar, în dreptul femeilor, căci Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei, asta înseamnă evident cinste, fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să mă temeți de ceva. Dacă cei doi se vor cinsti unul pe altul, vor imprima și copiilor respectul, și când copiii vor vedea că tata cinstește pe mama și vorbește frumos cu ea, îi va obliga și pe ei într-un fel. Și am văzut familii în care se denigrează unul pe altul cu cuvinte josnice care nu merită a fi pomenite aici. Și când copiii sunt mai mari sau când sunt în absența părinților, le folosesc și ei acele atribute negative preluate de la unul din părinții lor care nu s-au respectat reciproc. Ba chiar și pentru imaginea exterioară familiei. Dacă cineva va povesti despre soție sau despre soțul lui față de colegi sau față de vecini, este expresia asta populară care acum nu mai se încadrează în domeniul de cinste, să spună cineva muierea. Păi vor spune toți așa la soția lui. Sau să spună bătrâna. Și vor spune copiii bătrâna. Dar fără ghilimele, nu așa simbolic. Să spună că este bătrânul bisericii. Pentru că nu au știut să dea cinste unul altuia. Tot în domeniul acesta, 1 Corinteni 11, cu versetul 4, este vorba de o cinste indirectă, dar tot cinste este. Așa e scris. 1 Corinteni 11, cu 4. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Dacă un bărbat s-a rugat aici cu pălăria în cap, ce spune dumneavoastră? Dar este înaintea Domnului. Este o necinste. Altceva ce să fie? Necinste. Dar versetul următor. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Aceea acoperitoare pentru capul dumneavoastră, care v-a fost conferită prin Scripturi, aici ca o cinste pentru soțul care este superior, apoi pentru Domnul Hristos și Dumnezeu Tatăl, și de asemenea, ținând cont de versetul 10 și în raport cu îngerii, ține tot de cinstea dumneavoastră. Cele care nu umblă așa, nu sunt demne. Își necinstesc superiorii, dar prin aceasta își pierd chiar din cinstea lor. Trecem la un alt domeniu. Cinstea pentru biserică. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 12. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul, care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Cum cinstiți dumneavoastră pe cei care sunt în slujbă? Comitetul, dirijorii, alți lideri, dacă de față le spuneți așa cu apelativul fratele X sau Y și în dos, poate nu numai că lipsește apelativul, lipsește și numele din buletin și apare doar o poreclă cu sens de denigrare, am uitat să prețuim pe mai marii noștri. Ori Dumnezeu, care ia act și notează de felul în care știm să cinstim, nu va face asta doar în prezența celorlalți. Asta știți că se numește doar fățărnicie. Dacă cineva va spune mie în față fratele Iosif, iar îndos să spună, a venit de la munte. Măcar că eu sunt mândru de sorgintea mea. Tot în domeniul bisericii n-aș vrea să credeți că cinstea trebuie dată numai celor care sunt în față și conduc. În 1 Corinteni, capitolul 12, scrie aici de la versetul 23. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă.
Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup. Oricare din biserică merită cinstea noastră, pentru că fiecare este un om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ba mai mult, este un copil al lui Dumnezeu născut din nou. Ba este un frate de al nostru. Este un moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Fiecare merită să fie cinstit. Mă completez cu Roman, capitolul 12, unde scrie foarte categoric despre frățietate, în versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Dragostea oferă cinste. Dacă e vorba de cineva care ți este drag, nici vorbă tu să-l denigrezi. Ba încă s-ar putea să te revolți când cineva îl vorbește de rău. Și pe orice frate sau soră care îl iubești, îl vei cinsti. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Să cinstești pe fiecare dintre frații și surorile tale, dintre copii, dintre bătrâni și oricare ar fi ei, orice mădular, orice funcție și slujbă ar avea în biserică. Amintiți-vă și de spusele Domnului Iisus din Matei 25, care vorbea despre răsplătirea, deci la judecată, când unii vor fi numiți binecuvântații Tatălui și ei vor întreba de unde cinstea asta și li se va răspunde, fiindcă știu să prețuiți pe unii din cei mai mici frați ai mei și le-ați oferit cinste chiar în mod practic, având grijă de ei și raportându-vă corect la cei mici. De aceea i-am amintit pe cei mari, nu pentru că ei merită cinste întâi. Dacă nu dai cinste nici la cei mari, nu știu ce să mai rămâne la cei mai mici. Să îi cinstim pe toți potrivit cu harul de a fi și noi în biserică și ei. Și mai presus de toate să fie înălțat Domnul nostru. Amin. Cinstea pentru autorități și societate. În Roman, capitolul 13, pe aceeași pagină, scrie în versetul 7. Dați tuturor celor ce sunteți datori să dați. Și printre altele, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Și aici vorbește despre toate autoritățile de rang central sau local sau regional, care ar fi ele, să fie respectate. Că nu se respectă între ei și oamenii citesc toată ziua ziare de cuzori. Și se cultivă necinstea. Nu este cultivat respectul față de cei care sunt într-o slujbă. Ba încă din potrivă. Numai că nu sunt huiduiți. De vechea conducere am scăpat când se vorbea numai în dos și le-au făcut glume pe seama Partidului Comunist. Acum s-a dezlănțuit și la români. Ideea asta cu poreclele e ceva cu trecere în țara asta românească. Spunea cândva un ambasador de la o altă țară, la sfârșitul mandatului său, printre altele, întrebat ce-i problemă în țara asta, spunea în stilul lui, e prea multă înjurătură și dispreț unul pentru altul. Și s-a părut suspect unui străin felul în care noi ne relaționăm. În 1 Timotei 6 cu 1 citim apoi, extinzând aceasta nu doar în domeniul autorităților, cât și în domeniul activității noastre, a muncii, la serviciu, toți ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânilor vrednici de toată cinstea. Să cinstești pe maestrul tău, pe profesorul tău, cei care sunt la școală sau respectiv la servici. În epistole Pavel puncta foarte categoric, de exemplu citesc Efeseni 6 cu 4 și 5, unde Pavel îi compară pe patron, să zicem, sistemul de acum, stăpân de sclav, iubirea atunci, cu Hristos, și asta puneți în ideea de a le oferi cinste. Efeseni 6 cu 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur. În curăție de inimă, ca de Hristos. Dacă asculți de El ca de Hristos, nu trebuie tot să-i dai cinste cuvenite, adevărat, cu slujba sa. Slujiți-le nu numai că sunteți sub ochii lor și cinstea evident, nu doar de față. Ca și cum ați vrea să plăciți oamenilor, ca și niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. În țara asta se spune uneori că în limba românească sunt aceste pronume de politețe, dumneavoastră, și așa mai departe. Și unii care vor să se scuze, să nu se respecte unii pe alții, spune, dar Dumnezeu îi spune tu. Te-aș vedea eu să ajungi în fața lui Dumnezeu cum i-ai mai spune tu. Eventual îi spunem, Doamne Dumnezeule, că în
pasaje biblice apare în text la un moment dat, dar uitați-vă cum încep psalmii. Respectul este pus în față. Și pe motiv că în alte limbi nu există, măcar că există, chiar dacă nu este ceva paralel. Că peste tot există o formă de respect. Și trecem apoi, tot în dreptul societății, în 1 Petru 2,17. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Să vorbești cu cinste, cu respect, cu vecinii, cu toți ceilalți. Uneori se constată căci chiar aici, în biserică, nu oferim destulă cinste celor care vin. Sau într-un mijloc de transport sau la serviciu. Când stă un tânăr jos și un bătrân în picioare, sau când dumneata stai pe bancă și am văzut prin adunare, când stau prietenii în picioare, este asta cinste? Sau se mai procedează la cinste, cum spune Iacov în capitolul 2 al cărții sale, dacă îl vedem că e cu verighetă și cu cravată sau că este așa mai puțin aranjat și bănuim că o fi ceva mai din față. De aia vă spuneam că unii dau cinste la cei din față, dar nu le ajunge până la cei de la urmă. Au debit prea mic la cinste. Cinstiți pe toți oamenii. Și lângă aceasta adaug un verset din Proverbe ca o argumentare. Proverbe 14, versetul 31. Motivația de ce trebuie să acordăm cinste tuturor oamenilor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său. Dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Când îți bagi joc de un om, dacă cineva, să zicem, un tâmplar, a făcut niște lucruri și te duci la el în atelier sau în locul unde le are expuse și zici, halal mobilă, poftim, se vor deranja lemnele? Arunci necinstea asupra meseriașului. Când cineva necinstește pe un om care e făcut după chipul lui Dumnezeu și căruia Dumnezeu îi dă viață, îl cinstește cu existență și noi îl denigrăm, asta imediat se sesizează la Dumnezeu și suntem vrednici de o sândă. Adăugăm apoi Levitic capitolul 19, unde este vorba de cei bătrâni, versetul 32, să te scoli înaintea perilor albi. Aici trebuie să sesizăm feminitatea asta, să nu se mai vopsească, că nu mai știi cum să te scoli. Și să cinstești pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău, eu sunt Domnul. Toată cinstea care oferi oamenilor este legată direct de poziția ta înaintea lui Dumnezeu. Că dacă este valabil, că nu poate spune cineva că iubesc pe Dumnezeu și nu iubesc pe aproapele. Credeți că este valabil că cineva cinstește pe Dumnezeu și nu cinstește pe aproapele? Este aceeași situație. Dacă ne-am obișnuit să dăm cinste în viață, și în prezență și în absență, ne vom obișnui să dăm cinste. Apar situații în Vechiul Testament când erau înmormântați împărații, când li se dădea cinste și la moarte, adică cu prilejul înmormântării, cinste ar însemna prezența noastră acolo, solemnitatea acelei situații, ne făcând apel la chestii idolatre, ci doar la respectul pentru o persoană care și-a încheiat activitatea pe pământul acesta. În schimb, dacă am înșirat atâtea domenii în care trebuie să dăm cinste și v-am împovărat prin Scripturi cu atâtea griji, haideți să decupăm totuși un domeniu în care nu trebuie să dăm cinste. Fapte 19 cu versetul 27. Echipa argintarului Dimitrie s-a adunat și au zis ei, zeița Diana este socotită ca o nimică și chiar măreția celei care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea au umplut de mânie și au început să strige, mare este Diana efesenilor. Nu trebuie dată cinste idolilor. Și mă tem că uneori cinstim idoli. Am făcut ceva referință azi săptămână la sărbători. Și spunea cineva că unii îl cinstesc pe Moș Crăciun și îl înjură pe Domnul Hristos. Și e o realitate. Și în Vechiul Testament este scris, eu nu mai citesc, doar amintesc, în Ieremia 44, versetul 19, cum femeile dădeau cinste împărătesii cerului. Cât despre Fecioara Maria, citim cu respect din Scriptură, o dăm ca exemplu pozitiv și restul cinstei o va primi din partea lui Dumnezeu, cred că a primit-o în mod sigur din partea Fiului ei, Domnul Iisus Hristos, acelor copii care au fost credincioși din partea soțului ei, care nu vroia să o facă de rușine în văzul lumii. Ei au dat cinstea pentru viața aceasta. Acum doar îi dăm cinstea prin ceea ce ne-a rămas în Scriptură. De aceea, nu cinstiți nimic din ce ține de domeniul idolatru. Ba încă este o prorocie în cartea profetului Daniel, în capitolul 11, cu 37 și 38. Nu va ține seamă, e vorba de forța care va domina la sfârșit pământul și care a lucrat chiar în generațiile anterioare,
Nu va ține seama nici de Dumnezeu părinților lor, deci nici cinstea la părinți nu rămâne pe rol, nici de dorința femeilor, cu un cuvânt, nu va ține seama de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți, în schimb va cinsti pe Dumnezeu cetățuilor. Acestui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau părinții săi, îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și cu lucruri de preț. În vremea din urmă, sunt cinstite lucrurile necurate și e de cinste ce n-ar trebui să fie de cinste. Și ce trist că nu mai primește cinste ce ar trebui să primească cinste. Vreau să aduc două recomandări acum. În primul rând, oferă cinste în cinstea Domnului. Citesc în Deuteronom, capitolul 15. Vedeți, uneori am zis să ofer cinste la părinți, să ofer cinste la șef, să ofer cinste la oameni. Da, merită ei cinste, ne gândim noi. Ce mai cu seamă când este șifonat puțin și euul nostru, atunci ni se pare că nu merită nici atâta cinste. Deuteronom 15:2. Iată cum se va face iertarea. Să ierți și să-i cinstești. Când se va vesti iertarea? În cinstea Domnului. La 7 ani să dai iertare. Dar nu pentru ceea ce este el. În cinstea Domnului, că a zis Dumnezeu. Nu se duc oamenii și există expresia aceasta că cineva are pile și este primit bine unul într-un birou și îi se rezolvă toate lucrurile. Nu, virtutea ceea ce este el. E cinstit pentru altul. Știți ce spunea în 2 Împărați, capitolul 3, prorocul Elisei către împăratul lui Israel, Ioram? Dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat la tine, nu m-aș uita, nu știi, băga în seamă. Dar îți dau cinste pentru Iosafat. Dar nu fi mai mare Dumnezeu ca Iosafat. Deci oferim cinste în cinstea Domnului. Pentru Dumnezeu oferim cinste, ca a zis El, că oamenii sunt după chipul și asemănarea Lui, că El i-a îngăduit pentru o vreme să fie într-o structură a statului sau a bisericii, în cinstea Lui oferiți cinste. Și chiar dacă nu merită cinstea, spunea Domnul un lucru, într-un alt domeniu de valabil și aici, Matei 10:12-13, când vă duceți într-o casă să-i urați de bine și dacă este acolo un fiu al păcii, pacea rămâne. Dacă nu este, pacea se întoarce la voi. Dă-i cinste. Tot dacă nu el vrede de cinste, ea se întoarce la tine. Că ai știut să-i dai cinste. Nu moare cinste. Dă-i-o în cinstea Domnului, că nu se pierde. Și o a doua recomandare, oferă cinstea cuvenită. Părinților le dăm un anumit soi de cinste, soțului sau soției sau oamenilor le dăm un alt tip de cinste. Oferă cinstea potrivit cu statutul fiecăruia. În Evrei, capitolul 12, este vorba de relația noastră cu părinții, 12:9. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită. Că dacă vrea un împărat să-i facem statuie și să-l zeificăm, îl zeificăm? Îi dăm cinstea cuvenită ca împărat? Cuvenită ca și vecin, ca și șef și așa mai departe, să nu mai lungim vorba. Spunea David în Psalmul 15, cinstește pe cei ce se tem de Domnul și privește cu dispreț pe cel vrând de dispreț, vrând printre altele și să facă o aluzie, cred eu cel puțin, la măsura de cinste care trebuie dată fiecăruia. Cinstea lui Dumnezeu e a lui Dumnezeu. A oamenilor e a oamenilor. Și când ne confundăm, am încurcat grozav de tot lucrurile. Mai citim în Plângeri, capitolul 5, când a fost distrusă Țara Sfântă și în mod special Ierusalimul, evreii educați să cinstească s-au văzut puși în fața următoarei situații. 5, cu versetul 11. Au necinstit pe femei în Sion, pe fecioare în cetățile lui Iuda. Mai mari noștri au fost spânzurați de mâinile lor. Bătrânilor nu le-a dat nicio cinste. Comportamentul brutal, animalic chiar, al babilonenilor. E adevărat, evreii suportau blestemul. Și cel de-al treilea domeniu al cinstei, pe care putem să o primim noi în a fi vrednici de cinste. Și aici vreau să vă amintesc doar 3 principii. Primul, cinstea nu se pretinde, ci se dobândește prin a fi cinstit și a cinsti. Dacă vei fi cinstit, adică corect, și dacă vei cinsti, vei respecta pe alții, îți vei dobândi cinste. În 1 Samuel, capitolul 15, întâlnim un împărat pe nume Saul, care împărat fiind, vrea să fie cinstit în fața masei de oameni și a slujitorilor religioși. 1 Samuel 15 cu versetul 30. Saul a zis iarăși, am păcătuit. Acum, te rog,
cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel, întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. E adevărat că am păcătuit și n-aș vrea de cinste acum, dar eu aș vrea să mă cinstești. Și de câte ori nu vrem noi cinstea asta? Să nu spună cineva rău de noi că ne băgăm cu capul până sub bancă, dacă ne spune cineva ce notă am luat, că e mai slabă, numai să nu se audă. Sau dacă, știu eu, vrem neapărat să fim realiști în cinstea care o pretindem, să ne ofere cineva respectul care vrem să ne-l dea. Pavel spune în 1 Tesaloniceni capitolul 2 că nu este o problemă neapărat dacă cineva iese de cinste și nu este cinstit. Deci nu o pretinde ca Saul, ci chiar ca celălalt Saul, ulterior Pavel, chiar dacă o meriți, nu o pretinde. Că vei rămâne la fel de integru. Chiar dacă cineva nu știe să-ți ofere cinste, că nu toți știu să cinstească. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versul 6. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostolul lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Și uneori ai putea să-i spui cuiva, du-te, uite-te înapoi în buletin sau du-te înapoi și amintește-ți unde ți-ai întrerupt studiile sau du-te înapoi și uite-te la tine acasă sau du-te înapoi și uite-te la starea ta fizică sau așa mai departe și apoi vină măsoară-te cu altul ca să înveți cinstea. Dar chiar dacă cineva nu ți-o oferă, nu este o problemă. În Romani 9:21 amintesc aceasta pentru că unii poate cred că ei trebuie să rămână tot timpul ultimii oameni sau credem noi despre ei. Romani 9:21. Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru întrebuințare de cinste și un alt vas pentru întrebuințare de ocară? Și zic că cineva, dacă e făcut așa de ocară, cum să-i dau eu cinste? Sau nu are dreptul la cinste? Nu uitați ce scrie aici și acum citim în 2 Timotei 2, de la versetul 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur, de argint și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințarea de cinste, iar altele pentru întrebuințarea de ocară. Versetul acesta seamănă leit cu cel din Roman 9:21. Dar versetul următor ne dezleagă problema. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste. Deci chiar dacă cineva n-a avut cinste până la un moment dat și era pentru întrebuințarea de ocară, el are posibilitatea să urce, să-și dobândească cinstea prin curățire, prin formare, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Cinstea se dobândește. Te formezi și dacă te curățești, vei fi de cinste. N-au fost oameni care au fost așa niște rebuturi sociale și întorcându-se la Domnul, n-au mai fost bețivi, s-au schimbat, ba încă unii au ajuns chiar lucrători dintre ei. Și uite, un vas de ocară, până la un moment dat, a ajuns un vas de cinste. Citim acum din cuvintele Domnului Luca 14, că uneori este foarte greu să ne măsurăm noi măsura de cinste. Și Domnul face o comparație frumoasă potrivit cu o rânduială de la Evrei 14:10. Ci când ești poftit la o masă, du-te și așează-te pe locul cel mai de pe urmă, pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică, prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Doar dacă spune numai puțin, dă-te mai înapoi. Deci cinstea se dobădește în timp, dar de regulă situația la limita minimă. Măsoară-ți bine cinstea. Mai bine spune că meriți mai puțin să fii avansat decât să fii devansat. Și în privința aceasta vă amintesc pe cei trei, chiar patru din Babilon, despre care nu mai citesc versete, doar vă amintesc. Mai întâi au fost puși în slujbă în 2:49 și ei au rămas credincioși Domnului. Nu știu exact cât de respect le-au dat babilonienii. Dar apoi, când ei au rămas integri înaintea Domnului, scrie apoi în 3:30 că i-a ridicat la mare cinste în ținutul Babilonului. Le-a crescut cinste. Un al doilea principiu. Dorește și acceptă numai cinstea care ți-o oferă Dumnezeu. În Evrei capitolul 5, versetul 4, scrie despre preoții din Vechiul Testament care erau îmbrăcați de Dumnezeu și li s-a conferit un statut frontal în Israel, scrie aici, nimeni nu și-a cinstea aceasta singur și nicio altă cinste nu ți-o lua singur, ci o ia numai dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Scrie în Vechiul Testament, în Exod 28:2, că Dumnezeu le-a dat haine care să slujească drept cinste și podoabă și chiar slujba în sine era o cinste, dar le-a dat cinstea asta Dumnezeu. Fă distinție între cinstea care ți-o oferă Dumnezeu și pe care ți-o acceptă El și nu primi o altă cinste. Și vom vedea imediat ce înseamnă asta. 2 Cronici 26. Este un exemplu foarte concludent. Cazul împăratului Ozia.
El era împărat. Cine este de împărat? Și într-o zi, nu știu exact dacă a anticipat aceasta sau a fost așa spontan în hotărârea lui, a intrat în templu, a luat o cădelniță și a vrut să facă și pe preot. Și scrie în versetul 18, partea finală, uitați-vă, pe pagina din dreapta, au zis preoții către el, și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Dacă eu m-aș apuca să cânt o cântare, dar nu mă pricep la asta, nici în fața dumneavoastră nu o să am cinste. Ba dimpotrivă. Dar în primul rând înaintea Domnului, când în biserică ții o cinste care nu ți-e dat, nu-ți face cinste. Tu scazi, nu crești cu asta. Numărul 22, un alt exemplu, cazul Balaam, 22 cu versetul 17. Îi promite Balac, împăratul Moabului, vino, căci om te fac. 22 cu 17. Căci îți voi da multă cinste. Și a fost primit cu tot alaiul împărătesc, cu toată conducerea. Apoi versetul 37. Balac a zis lui Balaam, n-am trimis eu oare la tine să te cheme, pentru ce n-ai venit la mine? Cum? Nu pot eu oare să-ți dau cinste? Ba da, poate și Satan să-ți dea cinste. Pot și oamenii să-ți dea cinste, dar ei orice cinste? 24 cu 11. Fugi acum și du-te acasă. Ce bine era dacă asculta. Spusesem că-ți voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat să o primești. O, din iar împiedica și pe noi să primim cinste care nu vine de la el. Dacă o să te duci ca și tânăr undeva, știu eu, s-a terminat anul școlar, să te duci la banchet, spune că o să-ți dea cinste și pe tine te pun pe o locul din față și o să stai la masă lângă diriginte. Lângă decan poți să stai. O să-ți dea cinste. Dar știi că Domnul te împiedică să o primești? Sau în alte domenii. Ce-o trebuie? Mai bine ai fugi acasă. Să fugi, să scapi de cinstea asta care oferă lumea și nu vine de la Domnul. Și vă amintesc un caz, este vorba de Moise, Evrei 11. Amintiți-vă că el a studiat toată înțelepciunea de atunci, era fiul fiicei lui Faraon, poate ar fi avut dreptul să spună că el este un urmaș al lui Iosif și într-o zi va ajunge într-un car și stă să strige în jurul lui în genunchi. Cum au strigat la Iosif, dar la Iosif Dumnezeu îi dăduse cinstea aceea. La Moise nu mai putea fi o cinste de aceeași categorie. Evrei 11 de la versetul 24. Prin credință Moise când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. N-a vrut cinstea aceasta. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorul Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și nu mai dau alt exemplu, consider că Moise e suficient. Că mai mare cinste ca Moise nu primiți dumneavoastră, nici eu, nu ne dă nimeni. A refuzat-o, dar în schimb a ajuns cinstit de Dumnezeu și chiar de oameni. Poporul evreu cinstește ca un întemeiator după Avram. Și rămânând în Noul Testament, citim din 1 Petru 2 cu 7, aminteam cândva o pildă pentru tineri, că o fată a fost acostată de un tânăr care i-a spus, prezentând o carte de vizită, cine este el și o mașină din care numai cât coboruse și a încercat să-i obțină mâna fetei, la care ea a răspuns, îmi pare rău, sau scuzele mele, eu sunt fiică a cerului, nu mă dau pe un biet pământean. Noi avem o cinste mult mai înaltă decât ceea ce poate oferi lumea. 1 Petru 2 cu 7. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, este nouă, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al lui. Au ei cinste mai mare ca noi? Nici vorbă. Câțiva ani președinte sau știu eu ce alt biet șef, ce e asta? Pe lângă cinstea care o avem noi. Deci cinstea care ți-o oferă Dumnezeu ca și fiul al său, întreci onoarea care ți-o dă lumea, de aceea nu încerca să le împletești. Este cinste care Dumnezeu ți-o interzice. Fugi de ea. Și al treilea principiu, fii vrednic de cinstea oferită. Ești fiul lui Dumnezeu, fii vrednic de cinstea aceasta. Fii demn de numele care îl porți. Am spus despre bătrâni că trebuie cinstiți. Dar fii vrednic de cinstea aceasta. Am spus despre cei care sunt în slujbă că trebuie cinstiți să fie vrednici. Și Pavel, noi nu dăm nimeni niciun prilej ca slujba noastră să fie defăimată. Și în Proverbe citesc acum 16 cu 31, unde este vorba de oamenii în vârstă. Eu încă n-am îmbătrânit să văd cum și-ar dori un bătrân să fie cinstit. Eventual mă pot raporta doar la copii. Dar ținem cont de ce spune în Biblie. 16 cu 31. Perii albi sunt o cunună de cinste.
Și ea se găsește pe calea neprihănirii, adică să fii demn de acea cinste. Și cei care au umblat pe calea neprihănirii, bătrânețea pentru ei cu cinste. Dacă nu, degeaba ai părul alb, cum să spună oamenii că sunt fapte negre. Fii demn de cinstea aceasta. Iar în domeniul lucrătorilor, citesc din 1 Timotei, capitolul 3, versul 2, scrie aici, să fie vrednic de cinste. Dar când le pui în slujbă, deja îi dai o anumită cinste. Și acum întoarceți o pagină, 5:17, prezbiterii care cărmuiesc bine, să fie învredniciți cu îndoită cinste. Adică o cinste revine de la scaunul care îl ocupă, ca amvonul mai sus decât restul sălii. Dar dacă el e demn de cinstea lui, va avea și vrednicia cinstei, va avea o îndoită cinste. Și pentru diacon, Biblia spune aici același lucru, uitați-vă în versetul 8, trebuie să fie cinstiți, de aia spunea mai întâi, fi cinstit, și apoi în versetul 13, dobândesc un loc de cinste, în urmea cinstii și a integrității lor și a felului în care știu să respecte pe alții, pentru că dacă nu respecti pe altul, știi la ce îl provoci? Când tu o să-i spui mă, el o să spună tu, dacă l-ai ispitit, tu i-ai amintit apelativul, știți, dați-vi ceva? Da, dați ce vreți să căpătați. Există o pildă cu înțeles în privința cinstii, apropo de felul în care trebuie să dobândim cinstea și de a fi vrednici de cinste în a o păstra, spune că vântul, apa și cinstea au călătorit împreună. A trebuit să se despartă cu întrebarea, unde ne întâlnim? Apa a spus, întotdeauna sensul meu este de la munte spre aval. Unde e mai jos? Eu acolo trag. Vântul? Eu mai sus. De regulă acolo mă întâlnește. La munte. La care cinstea a adăugat, pe mine, dacă mă pierdeți, altul nu mă mai găsiți. Cât de mult ar trebui să grijim noi de cinstea de a fi fiul lui Dumnezeu. De demnitatea noastră pe care o primim. De aceea, fii cinstit, oferă cinste. Vei fi cinstit și să fii vrednic de cinstea care ți se oferă. Vreau să vă amintesc două exemple din Cartea Esterei, capitolul 3, este vorba de Haman și Mardoheu. Estera 3:1. După aceste lucruri, împăratul Ahasverus a ridicat la putere și pe Haman, fiul lui Hamadet, Agagitul, l-a pus în cinste și a pus scaunul lui mai pe sus de scaune tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți trebuiau să-i se închine, excepție Mardoheu făcea cinste. Știți, în capitolul 6, când ajunge în zor la împărat, versetul 6, citesc, Haman și-a zis în sine, pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să mă cinstească? Vedeți ce avidere după cinste. Îl cinstise, dar parcă tot mai vroia să fie cinstit. Dar el știa să cinstească. Dar să fie cinstit îi plăcea, nu? Încă fără măsură. Cinstea lui s-a frânt în acea dimineață, când n-a mai fost demn de ea. În acea dimineață s-a specializat în domeniul zootehnic puțin. A făcut pe curierul. A mai pierdut o porție de cinste când s-a închinat în fața împărătesei, că până atunci nu știa. Te rog frumos, clemență. Și și-a pierdut-o de tot, murind spânzurat. Dar amintiți-vă de Mardoheu. Cât era el de integru, a aflat că doi, spune asta în capitolul 2, vor să întindă mâna împotriva împăratului. În cinstea și în corectitudinea lui a sesizat urgent. Să nu credeți că el îl necinstea pe Haman, că ar fi găsit motive să-l învinuiască. Să spună la împărat, uite, toți îmi dau cinste, el măcar să stea cu minte, el strigă după mine. N-a strigat după Haman, dar a știut să facă distinție între cinstea care se dă de Dumnezeu și cea care se dă oamenilor. Ce bine învăța selecția asta. Și pe Estera au învățat selecția cu cinstea de nota 10. Mardoheu. E o cinste care o dă Dumnezeu și alta care o dau împăratului. L-a cinstit, l-a recunoscut ca împărat, raportând nelegiuirea aceea. Și apoi citim din capitolul 10. A venit rândul lui Mardoheu să fie înălțat în cinste. Și va veni și rândul nostru. 10:2. Toate faptele privitoare la puterea lui și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu. Nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților mezilor și perșilor? Căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros. Cinstea de după împărat. El era cuvaz între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. A fost cinstit și și-a cinstit tot neamul. Și chiar și imperiul prin prestația care o făcea acolo. Și a meritat cinstea. De aceea sunt și rămân un simbol și un exemplu și pentru noi, pe urmele căruia dintre ei vom merge. De la poartă spre tron sau de la tronul pe care vrem să ne suim spre spânzărătoare. Citind din Roman 2:7,
Și anume, Dumnezeu ce va face? Va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Caută cinstea. Caută-o sub toate aspectele. Caută-o cinstea ca moralitate. Caută-o ca respect. Și caută acea cinste care vine pentru tine din partea lui Dumnezeu. Și cum spune tot Pavel, când zice în Filipeni 4:8, enumerând mai multe lucruri bune, printre altele spune el acolo, tot ce este vrednic de cinste, aceea să vă însuflețească, adică asta să-ți dea suflet, asta să te marcheze, asta să te domine, ideea aceasta a cinstei, să rămână impregnată în mintea și în inima noastră, cu gândul la adevărata cinste, în adevărata viață. Vă spuneam să nu primim aici o cinste și chiar să n-o dăm idolilor care nu sunt demn de ea, pentru că aici nu este realitatea absolută în lumea aceasta. Adevărata cinste va fi în adevărata viață despre care vorbește Apostolul Pavel în esență Scriptura. Când vom ajunge dincolo în împărăția lui Dumnezeu și când în Apocalips, așa cum scrie în 7:12, că toată cinstea, slava, mulțumirea lui Dumnezeu adresată, va veni cinstea adevărată și pentru noi. Și eu citesc din 1 Petru, capitolul 1, versetul 7. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat în foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Și spune în Isaia 61:7 că în locul ocării noastre vom avea îndoită cinste. Dacă aici ai fost cinstit și ai fi meritat cinste și nu ți-a dat-o cineva, nu se pierde asta. Îndoit-o vei primi dincolo. Se cumulează cu dobânda aferentă și o vei primi din partea lui Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. De aceea, așa cum spunea însuși Domnul Iisus în Ioan 12:26, dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti. Așa îmi spunea zilele astea cineva. A fost marcat el de ideea aceasta pentru mai multe minute în șir. Cum va fi când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu? Și se gândea el, numele meu să-l pronunțe Dumnezeu și să mă cheme și pe mine pe nume? Și parcă rămânea copleșit în fața acelor onoruri divine, să-ți auzi numele pomenit. Cum au fost examenele și se uită tinerii în funcție de medii și situațiile acestea, dacă sunt admiși și pe unde sunt ei în locul lor de cinste? Va veni vremea când ne va cinsti Dumnezeu, dacă am fost cinstiți și am știut să dăm cinste. În schimb, lumea aceasta, spune Psalmul 49:12, că omul pus în cinste nu dăinuiește, e ca dobitoacele care se taie. Adică o cinste trecătoare. Ba încă mai citesc ceva din Ieremia 23, ca nu cumva să ne prindă mreaja asta a lumii și vraja aceasta și să acceptăm vreo cinste care este în lumea aceasta în defavor, o cinste care ne va da Dumnezeu. 23:40. Și voi pune peste voi, peste alții, o veșnică ocară și o veșnică necinste care nu se va uita. De aceea, Domnul să ne ajute să-L cinstim. Prin tot ce facem, să cinstim pe Dumnezeu. Cinstea care o dăm familiei, bisericii, societății, să fie tot ca o cinste pentru Domnul. Pentru El o facem. Să înțelegem principiile cinstirii. Dobândește cinstea în timp, prin ceea ce ești și prin ceea ce faci. Și fii vrednic apoi de cinstea care ți-o dă Dumnezeu. Dacă îți vor da oamenii integral cinstea, o vor primi eu și ei. Dar dacă nu, pe tine cinstea te așteaptă. O păstrează însuși Fiul lui Dumnezeu pentru tine. În lumea aceasta l-au batjocorit și nu l-au prețuit nici în patria lui, nici în lumea aceasta care El a creat-o. Dar cinstea este pentru El, alături de Tatăl, și va fi și pentru noi la venirea Lui. Numele Domnului să fie slăvit. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.